Cele două expoziții, având ca temă cei 40 de mucenici, au cuprins icoane sculptate în lemn aparținând artistului plastic Iulian Buduru și picturi realizate de elevi din localitățile Ghimpați și Naipu. La eveniment au venit și gospodine din câteva localități rurale cu tradiționalii bradoși. Pentru că în această zi se îmbină religia, să spun, cu tradiția populară, am invitat, ca în fiecare an de altfel, și avem oameni dragi nou, gospodine din 4 localități ale județului nostru, au venit din Gostinu, din Ghimpați, Frătești, Oinacu, pentru a vă prezenta bradoșii, cei care se fac în această zi de 9 martie. Sângele martirilor este sămânța creștinilor și tocmai de aceea această sămânță a creștinilor a dat și tradiții foarte frumoase populare de care foarte frumos vă ocupați. Mai mult decât atât, mai mult decât să vedem că această sămânță crește și dă rod înzecit, chiar însutit, nu se poate adăuga decât încă o dată felicitări celor care se ostenesc, care, iată, pictează, sculptează și, de asemenea, gospodinele care ne-au încântat și ne încântă cu tradiția care o duc mai departe prin copiii dumneavoastră. Rețeta mucenicilor sau bradoșilor, cum se mai numesc preparatele tradiționale pentru ziua de astăzi, este respectată încă de gospodine. Mai ales la țară, femeile preferă să pregătească singure gustoasele preparate, așa cum au fost învățate de la o generație la alta. Ce am pomenit de la mama mea, făcut ca să-i ținem de post. Se fac și din cocă de cozonac, însă am evitat să punem laptele și ouăle în perioada asta. Și pregătesc de seara făina, eu pun la căldură în casă, dimineața mă scol și îmi fac pe foc apă caldă cu zahăr, cu coajă de lămâie, mi le frământ, îi las la dospit, după aceea îi dau forma de băiat, cum se spune la noi, bradoși, și îi punem la cuptor. După aceea l-am însiropat înapoi cu zahăr sau eventual să dă cu miere și să presară nuc. La doi pași de mesele încărcate, tinerii pictori care au expus lucrările realizate despre martirii omagiați astăzi așteptau răbdători să primească bradoși. Am avut mai multe, vreo 4-5, deci scrie și numele pe ele. Cum te numești? Vlada Nicoleta. Și tu, tot aceeași temă? Da, Vlad Andrei, numele. Și câte lucrări ai realizat? Eu 4. Despre ce e vorba în lucrările tale? Cum erau chinuiți primii creștini timp de 300 de ani și cum trebuiau ei să supraviețuiască. Am pictat la fel ca ei, tot despre mucenici. Câte lucrări ai pictat? Am făcut mai multe decât că domn diriginte le-a încurcat. Adică? Adică le-a încurcat cu alți copii. Am fost mai mulți copii, am fost 6 copii și lucrările mele le-au scris pe numele lor. Îți place să pictezi? Da. Ce îți mai place să pictezi în afară de teme religioase? Mai multe, mai multe inimiori. Cum te numești? Andrei Aura Cristina. Ca răsplată pentru eforturile lor, participanții au primit diplome și pahare pictate. Bradoșii expuși astăzi au fost oferiți apoi tuturor celor care au dorit să aprecieze talentul gospodinelor prezente.